Mii de români condamnați la închisoare fug de pedepse, mulți dintre ei căutând adăpost în alte țări. Printre aceștia și 96 de hunedoreni care fug de poliție, o parte dintre ei reușind să se sustragă pedepsei cu închisoarea de mai mulți ani. Cei aproape 100 de hunedoreni se află pe lista persoanelor urmărite de pe site-ul Poliției Române. Recent, Ministerul Justiției a declarat prioritate zero pe agendă tema fugarilor. Ei pleacă înainte de o hotărâre definitivă. Și posibilitatea de a pleca, nefiind îngrădită libertatea de mișcare, clar că ei pot pleca. Ce ne revine nouă? Să identificăm locul unde se află, țara în care se află, iar prin mecanismele de cooperare internațională să fie depistat, să-i aducem înapoi. Să nu credeți că nu sunt. Avem deplasări aproape săptămânale pe Otopeni și pe alte aeroporturi de unde îi preluăm. E clar că e un mecanism care funcționează. Că nu reușim pe toți. Unii se sustrag, în mod evident. De aia, până la prescripție, noi sperăm să-i depistăm pe toți și să justiția să-și facă treaba.